Am revenit în a doua parte a emisiunii cu invitata noastră Monica Pellegrini, logoped la școala Alexandru Ioan Cuza. Să revenim asupra discuției anterioare. Aș vrea să te întreb ce influență are tehnologia asupra copiilor. Avem telefoane, avem tablete, televizorul e permanent deschis. Ce ne poți spune despre acest lucru? După cum putem observa, noi cei care lucrăm în mod direct cu copiii, dar nu doar noi, că și părinții acum au început să devină marcă mult mai conștienți de efectul nociv pe care îl au aceste gadgeturi și în special expunerea îndelungată a copiilor la ele. Efectele sunt destul de nocive și se reflectă în comportamentul celor mici. De la faptul că nu mai sunt capabili să fie atenți în sarcinile de zi cu zi, care pentru ei au început să devină plictisitoare, pentru că nu, dacă stăm și ne gândim, imaginile pe care le vedem la televizor, pe telefon sau pe tabletă sunt unele vii care se succed cu repeziciune, care sunt foarte atrăgătoare pentru ei și atunci în momentul în care trebuie să stea la măsuță cu o fișă de lucru în față, care eventual este concepută și alb-negru, nu e deloc una atrăgătoare pentru ei constructivă. Și constructivă și atunci încep să se foiască pe scaunel, încep să nu mai aibă răbdare, să-și piardă interesul și atenția. De asemenea, expunerea în mod prelungit a copiilor duce la o oboseală a acestora. Da? Și de asemenea copilul nu se mai odihnește corespunzător, poate se culcă la niște ore inadecvate. Astea sunt efectele negative. Efectele negative. De asemenea, jocurile la care copilul poate fi expus pot fi unele violente și pot influența comportamentul în acest sens. Eu observ copiii care în poveștile lor pot să aducă elemente din aceste jocuri, din aceste desene și vorbesc despre rechini fioroși, violență, despre sânge care curge, despre cavaleri, da, cavaleri e mult spus, da? Și chiar dacă părintele neagă uneori realitatea și când îl întrebi copilul dumneavoastră cam cât stă pe telefon, cam cât timp petrece, părintele spune, dar nu, stă undeva la jumătate de oră, dar tu când stai de vorbă cu copilul sau în care povestești sau încerci să apelezi la creativitatea lui, îți dai seama din elementele pe care le aduce, fie în poveste, fie în desen, da, că timpul pe care îl petrece în compania acestor gadgeturi este unul destul de neadecvat. Acum, scuză-mă, Marc, nu trebuie să eliminăm cu totul aceste gadgeturi din viața copilului, doar că trebuie să avem control asupra lor, da? Să vedem cât timp petrece și ce face copilul, ce urmărește. Până și desenele animate pot fi unele violente. Scuză-mă că te întrerup. Aici vreau să ajung. Observ că părinții, fiind ocupați, copiii solicitându-le atenția, spre exemplu, mama e în bucătărie, trebuie să gătească, copilul vine, mamă, trage, nu știu ce. Părintele preferă să-i pună pe telefon desene animate, să știe că este în regulă și se uită și își continuă activitatea în bucătărie. Însă, așa cum știm, deja devine o dependență, o obișnuință pentru copil, astfel încât petrece timp foarte mult. Ce e de făcut sau cum poți să stopezi, să controlezi timpul, de fapt, pe care copilul îl petrece cu telefonul sau tableta?
Părintele trebuie să fie foarte conștient de rolul pe care îl are. Da? Noi nu suntem prietenii copiilor, nu ne tragem de șireturi cu el. Copilul ar sta cât de mult în fața acestor gadgeturi sau ar face doar lucrurile care îi aduc lui bucurie, plăcere, bucurie, relaxare. Noi suntem cei care trebuie să punem niște limite, să stabilim un program de comun acord cu copilul. Chiar putem să-l întrebăm și să-l consultăm. Uite, ai acces la tabletă timp de jumătate de oră sau de o oră, în funcție de vârsta copilului. Cu cât este mai mic, părerea mea că până în vârsta de 2 ani, 3 ani, copilul nu ar trebui să aibă acces deloc, cel puțin la telefon și tabletă. Când mai urmărește un desen animat care poate fi educativ, în care învață culorile, formele, în care învață animalele sau anumite cuvinte simple, e ok. Și în general până la vârsta de 3 ani e important să-l însoțim pe copil și să urmărim împreună acele desene animate ca să putem să-i și explicăm ceea ce se întâmplă acolo sau să-l întrebăm, să ne asigurăm că a înțeles și că nu e doar un simplu spectator, nu stă pur și simplu și urmărește acele imagini. Deci punem limite, facem program, stabilim la ce se poate uita copilul, pentru că unele, spuneam, chiar pot fi educative și putem să le alegem împreună cu copilul. Știi ce se mai întâmplă, Marc? Noi, părinții, uneori ne cumpărăm această liniște și ne cumpărăm această relaxare și libertate, pentru că și noi recunoaștem, avem tendința în clipele noastre puține de relaxare să mergem spre telefon și să punem mâna pe telefon, să intrăm, nu știu, pe Facebook, pe Instagram, sau eu sunt puțin în urmă cu aceste, că mai sunt, nu? Și alte, mai sunt și alte site-uri de socializare. Site-uri sau de socializare. Și atunci copilul face ce vede. Da? Dacă noi ca și părinte am pune mâna pe o carte, am duce copilul într-o librărie, n-ar vedea și pe noi cum ne bucurăm atunci când ne procurăm o nouă carte și el ar putea să descopere bucuria în cărți sau bucuria într-o librărie. Copilul face ceea ce vede, Marc, sau ceea ce noi îi oferim. Da? Cât sunt mici, copiii au nevoie să le fim parteneri de joacă, să stăm împreună cu ei pe covoraș, să construim împreună turnulețe, să pictăm împreună, să modelăm în plastilină, să ne jucăm cu mașinuțele. Uneori se întâmplă și este foarte trist să întreb părintele ce face copilul, cum se joacă, și să nu aibă răspuns la această întrebare. Da? Sunteți modelatori ai copiilor dumneavoastră. Rutinele pe care le avem cu copiii sunt de asemenea foarte importante, Marc. Povestea de seară, care le dezvoltă foarte mult copiilor imaginația, le dezvoltă creativitatea, le dezvoltă limbajul, da? Dezvoltă comunicarea și dezvoltă, construiește relația părintelui cu copilul său. Când stăm seara, înainte de culcare, la ce oră împreună să se culce? Eu, să știi, recunosc că noi acum și la vârsta aceasta, deși fetele mele au undeva la 14 ani ce și 11 ani, da, ce a trecut timpul, noi la 9 și jumătate suntem în pat și la 10 ele deja dorm. Pentru un copil mai micuț, eu cred că undeva la 8 și jumătate, da, părintele, chiar dacă după, părintele poate să mai zăbovească, să mai pregătească hăinuțele pentru a doua zi, dar e bine să avem un program pe care să-l respectăm cu strictețe, mai ales în timpul anului școlar, când copilul a doua zi trebuie să se trezească la o oră destul de matinală și are nevoie
voie să își poată concentra atenția în orele, nu, de activitate pe care le are la școală sau la grădiniță. Trebuie să gândim lucrurile în cel mai mic detaliu mai și să nu lăsăm lucrurile la întâmplare. Deci nu să scape scape situația de sub control, să spui lasă că mă joc mâine cu el, nu mă mai joc astăzi că nu am timp, sau lasă că las astăzi o oră pe telefon și mâine las două și uite așa neglijez anumite aspecte care își pun amprenta din nefericire pe dezvoltarea emoțională, cognitivă a copilului nostru și nu putem să mai dăm timpul înapoi, nu ne mai întâlnim cu momentele astea, cu clipele astea, iar copilul este ca un burețel care absoarbe tot ce e în mediul lui apropiat și sunt ani esențiali, sunt ani primordiali. Acum clădim personalitatea copilului nostru. Nu degeaba se vorbește de cei 7 ani de acasă. Acum punem zi de zi cărămidă cu cărămidă și vom culege roadele mai târziu. Da, vom vedea ce am clădit noi în anii aceștia de început. Dacă educația a fost de calitate sau deficitară, cu siguranță. Provocările pentru un părinte în zilele noastre presupun că sunt foarte multe și în același timp atribuțiile pe care le are asupra și influența asupra unui copil. Care ar fi din ele, dacă poți să ne dai câteva exemple și sugestii pozitive pentru ei? Da. Ritmul de viață pe care îl avem acum, Marc, este unul foarte alert. Da? Nici nu putem să stăm acasă cu copilul la nesfârșit pentru că avem nevoie de bănuți, da? De asemenea, unii dintre noi poate își doresc să acceadă în cariera pe care o are. Sunt aspecte pe care nu trebuie să le neglijăm, e adevărat. Și atunci e nevoie să stabilim un echilibru în toate aceste paliere ale vieții noastre. Eu cred că este important ca în primii ani de viață ai copilului să stăm acasă cu el. Da, în cei 2 ani de zile e bine să clădim această relație cu copilul nostru, iar dacă nu avem posibilitatea, atunci să încercăm să apelăm la o persoană de încredere, fie bunica, fie o persoană, nu, în care noi să putem avea bază că poate educa copilul, că se descurcă și poate fi un partener, să colaborăm cu respectiva bonă sau cu respectiva persoană, dar în același timp să ne asigurăm că avem și noi timp de calitate pe care îl petrecem cu copilul, fie seara, preț de 2-3 ore, fie în weekend, adică să nu neglijăm acest timp pe care să îl dedicăm copiilor. De asemenea, sunt grădinițele acestea care își deschid porțile mai devreme pentru copii. Eu nu știu, în Roman cred că avem o creșă, dar sunt alte grădinițe care, în care putem să introducem copilul de la vârsta de 2 ani în colectivitate. Exact. Iar copilului îi prinde foarte bine pentru că îi dezvoltă acele abilități de socializare, de comunicare. Știu că învață și limba engleză de foarte mici, chiar înainte de a fi în școală. Da, ei au un lucru minunat. Exact, da? Au capacități, da, pe care noi nu trebuie să le subestimăm, dar în același timp nici nu trebuie să supra-solicităm copilul mare. Tu ai atins un punct esențial, da? Noi ca părinți de multe ori, ori supraestimăm capacitățile copilului, ori le subestimăm, da? Și atunci când le supraestimăm, avem tendința să ducem copilul și la not, și la
tenis, și la engleză, și la cursuri de dans, și observăm că al nostru copil e din ce în ce mai obosit, mai nervos, mai impulsiv, mai recalcitrant. Și de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că e un copil epuizat. Da? Copilul are nevoie și de timpul acesta în care să se plictisească, să se odihnească, să se refacă, da? Cum și noi ca adulți avem nevoie de el. Și atunci, dacă ne dorim activități extrașcolare pentru el, trebuie să pornim de la ce-i place copilului. Da? Dacă vedem sau educatoarea ne spune că are voce, că are talent la desen, că e un copil energic, atunci putem să-l îndrumăm spre un sport ca să și consume într-un mod cât mai pozitiv această energie. Dar pentru asta trebuie să ne cunoaștem copilul, trebuie să-l ascultăm. Copiii uneori știu ce e mai bine pentru ei și chiar ne comunică acest lucru. Dacă nu o comunică în mod direct, verbal, atunci o comunică prin comportamentul lor. Tu o spui și în calitate de părinte. Da. Ai trecut prin aceste faze ale acestei etape și ale creșterii copilului. Și acum mă confrunt cu altele. Eu tot timpul atunci vârste, când aveam copii mici, mi se părea că e foarte greu să fii părinte. Și da, și lucram. Tot timpul am fost prinsă în activități, dar recunosc, nu mi-am neglijat nici partea asta de părinte. Și mai auzam unii părinți ai copiilor care erau, nu știu, pe la liceu, pe la copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Mie atunci mi se păreau problemele pe care le aveam cu febră, cu muci, cu episoade de răceală care nu se mai terminau, cu crizele de tantrum pe care fetele le făceau, mi se păreau epuizante. Acum, în calitate de mamă a unei adolescente, da, le dau dreptate acelor părinți, da? Copii mari, probleme mari. Te confrunți cu alte probleme? Cu alte probleme. Vârste. Deci niciodată, ca și părinte, nu ești lipsit de griji. Eu mă uit și la părinții mei, deși sunt pe picioarele mele, la casa mea, realizată. Ei totuși sunt îngrijorați. Da? Tot timpul mă sună, mă întreabă ce fac, cum sunt, se interesează și de nepoții, de nepoatele lor. Deci, asigurându-se că totul este bine. Exact. Da? Deci niciodată nu o să fim liniștiți în calitate de părinte și tot timpul vom suferi alături de copiii noștri, pentru că așa este cursul vieții și așa este firesc până la urmă. Exact. Dar este important să credeți în copiii dumneavoastră. Este atât de important să știe că îi iubiți, să simtă, nu doar să știe, să simtă că iubiți, că sunteți alături de ei, la bine, la rău, că au tot timpul un număr pe care să plângă, că la dumneavoastră vor găsi cele mai bune sfaturi. Trebuie să găsim întotdeauna un echilibru, Marc, să nu le permitem totul, dar nici să le interzicem totul, să stăm de vorbă cu ei, să le explicăm, să înțeleagă de ce luăm anumite decizii, să ținem cont de părerile lor, de dorințele lor, dar în același timp să iubim, dar să nu facem rabat de fermitate și de reguli. Este o provocare să fii părinte. Foarte mare, Marc. Cred că cea mai mare provocare și uneori te simți așa în bătaia vântului și te duci și stai de vorbă cu tine și te întrebi oare unde ai greșit, ce ai greșit, ce poți să faci ca să remediezi acele lucruri, să nu aduci propriile tale frustrări, propriile tale nemulțumiri în relația cu copilul, pentru că ai tendința să faci asta, să-ți dorești ca al tău copil să facă ce tu nu ai făcut. Da, e o problemă cu care se confruntă părinții în ziua de astăzi, pentru că
părinții noștri ne-au oferit la vremea respectivă anumite lucruri limitate, iar noi acum avem posibilități nelimitate față de trecut, în care exact vrem să compensăm ce n-am avut noi, riscând să sufocăm copilul cu tot felul de lucruri, îmbrăcăminte. De care nu are nevoie, exact. Marc. Exact. Copilul nu are nevoie de o cameră plină de jucării, de hăinuțe scumpe, de la nu știu ce branduri. Nu. Copilul are nevoie, pentru că noi, ca să plătim acele hăinuțe scumpe, acele vacanțe în locuri exotice, avem nevoie să petrecem mult timp departe de ei. Mult timp la serviciu, să stăm, să facem ore suplimentare, da? Asta înseamnă să fim departe de ei. Un sacrificiu, cu alte cuvinte. Și copilul are nevoie de noi, să fim acolo. Gândește-te pentru tine, când ai un partener de viață, Marc, ce preferi? Să stea alături de tine, să fie cu tine în momentele importante ale vieții tale, să iei masa împreună, să ieși la plimbarea de seară împreună cu respectivul partener, să fie cu tine, efectiv, când ți-e rău, când nu ești tocmai în cele mai bune momente ale tale, sau să-ți ofere bijuterii scumpe, vacanțe exotice. E de la sine, înțeles, răspunsul. Asta vrea și copilul. Să fim acolo cu el, să-l ascultăm, da, să petrecem timp cu el. Să uităm influența pe care au și colegii. Chiar dacă copiii sunt mici, sunt din diferite clase sociale și atunci se confruntă cel cu posibilități limitate să ajungă să fie stigmatizat, dat la o parte, nu este îmbrăcat cum sunt eu, nu are ce am eu, penar, pix, creioane colorate, carioci, și cu siguranță există o problemă pentru acel copil cu mijloace limitate. Dacă copilului Marc, eu ca părinte, îi transmit că ce e mai valoros e aici, în interiorul lui, că el este un copil isteț, deștept, frumos, că se descurcă. Îi oferi încredere. Da? Îi oferi încredere. El are aici, în interiorul lui, tot ce are nevoie ca să se adapteze situațiilor cu care o să se confrunte. De asemenea, revenim iarăși la modelul pe care îl ofer copilului. Dacă eu ca părinte merg toate zi, nu spun că e ceva greșit, sunt oameni care își permit asta și fac asta. Dacă eu ca părinte merg toată ziua prin mall-uri, îmi caut gențile cele mai scumpe, investesc în asta, copilul o să prețuiască acest lucru. Absolut. Dacă eu ca părinte caut să merg prin librării, caut să mă plimb prin natură, mă bucur de frunzele care cad, de culorile din jurul meu, de freamătul pădurii, de bucuriile simple, dacă mă bucur când merg la un picnic, dacă mă bucur când mă joc cu o pisică, dacă mă bucur când îmi iau o carte nouă sau merg la cursuri de formare ca să mă dezvolt, copilul o să vadă asta și o să învețe că astea sunt lucrurile cele mai de preț. Nu? Exact. Noi nu avem cum să-l ferim de toate aceste lucruri. Sunt copii care au Adidas și în picioare de 20 de milioane. Poate mi le-aș permite și eu să îi le iau Mariei, dar nu îi iau. Da? Pentru că trebuie să învețe că banul trebuie prețuit, iar astfel de Adidas nu te fac să fii mai presus decât celălalt. Nu e un lucru cu care să te mândrești. Exact. Da? Avem alte lucruri cu care să ne mândrim. Care contează cu adevărat. Și la astea ajungi, la maturitatea asta ajungi la o anumită vârstă. Pentru că trebuie să recunoaștem la vârsta lor. Da? Și noi ne doream hăinuțe noi, și noi ne doream nu știu ce papuci de firmă, pentru că simțeam că ne pun în valoare, că ne pun într-o anumită lumină. E ceva firesc, însă trebuie controlat. Exact, da? Ok, nu-ți iau papuci de 20 de milioane, dar uite, eu atât pot să-ți dau, dar nu-ți iei nici din aia, nu știu, foarte ieftini, dar trebuie să... Calea de mijloc. O cale de mijloc. Da?
Monica, îți mulțumesc mult pentru participarea la emisiunea noastră. Timpul s-a scurs, mă uit, mai sunt câteva secunde până se termină. Mi-a fost tare drag să mă aflu astăzi aici în studio. Recunosc că, Marc, uneori mi se face dor de televiziune pentru că am cochetat cu ani buni de zile și e aici în sufletul meu și în amintirea mea. Doar că mi-e drag foarte tare ce fac acum, pentru că asta e foarte important, să facem totul și să punem suflet, să facem totul din inimă, să ne aducă plăcere, să ne aducă bucurie, pentru că atunci se vor vedea și rezultatele. Trebuie să te simți bine în mediul tău. Și ceea ce faci, cu siguranță așa este. Noi te mai așteptăm și la alte emisiuni. Cu mult drag, de fiecare dată, mulți pupici și celor de acasă, să aveți încredere în dumneavoastră că sunteți niște părinți minunați, doar că e nevoie să fiți prezenți în relația cu copilul și să o trăiți în mod conștient. Stimați telespectatori, mulțumim pentru atenție și vă așteptăm la o nouă emisiune. La revedere! Numai bine!